Salutare, dragi pescari și iubitori de natură. Exact în acest moment trecem Dunărea, trecem peste Bătrâna Doamnă. Chiar văd bărcuțe. Suntem în data de 6. Data de 6 mai. De mâine se dă liber la Scrumbie, iar eu, din păcate, nu pot să pescuiesc. Pentru că noi mergem în Grecia. Mergem în Grecia pentru... am luat eu permisul de skipper. Nu regret, poate mai am noroc după ce mă întorc să mai găsesc un bie în zonă. Dacă nu, asta este. Mă sare și pe mine una. Ghinion, cum ar zice unii clasici în viață. Însă, din păcate, îmi propusesem să-mi iau o lansetă de spinning pentru a pescui acolo, în Grecia, și am uitat-o acasă. Așa că n-am făcut nimic. Pescuit, zero șanse în această vacanță. Dar vom călători, vom sta 6 zile pe mare, 7 zile pe mare, pe velier. O prima experiență. Vom vedea dacă ne place, nu ne place, avem rău de mare. Vă voi ține la curent. Pe planul meu este să fac înregistrări video pe toată durata sejurului și să fac un video, un vlog despre acest sejur și cam în ce costă trainingul, da, și obținerea permisului de skipper. Suntem deja în Bulgaria, am trecut Dunărea, am scăpat repejor la vama noastră cu bulgarii. Să vedem între bulgari și greci cum stă treaba. Dimineața, dragi pescari și iubitori de natură. După 1200 de kilometri și 13 ore de condus, iată-ne, am ajuns și în Alimos Marina. Dacă vă întrebați sau vă gândeați că în București nu sunt locuri de parcare, ia uita și aici, fraților. Pădure de catarge. Aici, ca să scoată cineva o barcă, trebuie să se organizeze. Facă meeting serios. Am ajuns cam de vreme și ne plimbăm prin marină, prin port. Da, dar n-are vele. Asta are vele. Uitați aici. De asta ne cumpărăm bobo. De asta, da. Nu se mai termină. Ăsta da catamaran. Sfericele de diverse culori, parcă și alea o semnifică ceva. Așteptăm restul echipei. După cum vă spuneam, noi am ajuns prea devreme. Dar mai bine mai devreme decât mai târziu. De aici le mai scoți cum le mai scoți, dar din
capătul digului n-ai nicio șansă. Boală grea. Soția văd că e pe motoare, nu prea remarcă velierele decât iahturile. Chiar și ăsta, poate. Unul din sutele astea, sau câte ori fi pe aici, că mai sunt, nu? Marina e imensă, fraților. Va fi al nostru, pentru 7 zile. Uitați aici o navă cu patos. Și lângă este o navă cu carismă, cu istorie, cu trecut, cu personalitate. Dimineața, dragi pescari și iubitori de natură. Suntem a doua zi dimineață pe insula Poros. Ieri n-am apucat să filmez nimic, fiind prima zi. Am fost foarte atent și curios cum se conduce un velier. Au fost și niște valuri interesante, ca să nu zic mai mult. E frumos sentimentul. Te zdruncină barca bine de tot, dar e un feeling foarte, foarte plăcut. Aceasta este bărcuța noastră. Sper să filmez astăzi mai mult. Zona este superbă. Temperatura excelentă. Marea liniștită. Totul este ok. Ne luăm pantaloni scurți. Pantaloni de... Când ne apropiem așa, vedeam... Ce cu mine,
Thank you.
dă-te, că eu te filmez. Patalică, sigur? Băldăbâc! Unde te-ai dispărut? Cum n-ai băie mișto? Pe ce faci? Decât atâta? Vreau să sar și eu. A, te băgași decât te moi. Iese balonul din apă. Dați-vă că s-a urcat cașalotul pe vas. N-ai loc în poză, gogule. N-aveai loc în poză. Așa, hai. Pau, ca în burtă. Cu repede și-o poză cu grup. Nu faceți ca ei. Pa, gogo. De la ragaz. Ia vezi, pietrele alea ce fac din partea aia. Schipper 2022. Schipărește, schipărește. Opa. Opa. Oh-oh. Opa. Asta așa că eu iau mai încet așa. Dă-te așa că nu e așa. No, că nu-i. A, mă, leu, Doamne. Oh, mie mi-a fric numai când vă văd pe voi pe acolo. Oh, aoleu, 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 aoleu. Curaj. Stai că nu-s hotare tăi că. Cred că e mai rău. Mă gândesc un pic aici pe scară. Cred că trebuie să-ți dai drumul direct. E fric, pirata. Nu e, nu e, da, așa, 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 așa. Gata, nu mai e fric. Mai prea fric. Hai de-o, ce-i Robert, ți-e frig? Hai cașalotul, mama, hai la mal. Băi, ce, plecăm? Plecăm cașalot, hai. Bine că e motorul ăsta, aproape că... Iulia, unde e Iulia? Mă uite acolo să fie, că e apă caldă. E mai caldă? Atât de cât atâta te-ai dezbrăcat de poză? Credeam că... Trebuia să te șuzi un pic. Stai să mai ies la caldă. Pune mâna pe foc. Uite, pune atât un pic acolo, serios, nu glumesc. Păi sigur e mai caldă, da? Uite, nu glumesc. Pa la duș. Da, e ok. E ok, apa. Hai, mă. Mai facem pipi, da? Adică tu nu l-ai văzut când a sărit? Când... Cine poate să mai facă pe frigul ăsta? Nu mai facem cu de țară. Gabi! Gabi! Salutare, dragi pescari și iubitori de natură. După ce am navigat din Poros, am venit pe o insulă, sincer, nu știu cum se numește. Într-un golfulez micuț și boemic. Nu avem port, așa că am ancorat la câțiva metri de mal. Ne-am legat cu pupa de ce am găsit pe mal. Suntem în ancoră. Iar colegii se leagă de noi. Tot timpul pe velier trebuie să te ții de ceva. Ac-
acea șalupă a cauzat valurile. Am făcut și baie. Apare undeva la 18 grade, 18-19 grade. Acolo este o plajă micuță, se văd șezlongurile. Am reușit să legăm și bărcile. Cum vedeți, traversarea la mal se face cu bărcuța, cu dinghiul. Și ne îndreptăm către o tavernă să luăm cina. Salutare, dragi pescari și iubitori de natură! Am părăsit insula, am părăsit Hidra.
apucat de navigat. Încă o zi de aventură. Thank you.
pe insula Enghina la templul de 1000 de ani, templul lui Apaya. Uite Gogo, așa se cheamă. Trebuie să-mi dau 6 euro? Da. Gogolica? Ce trebuie sau? Ale, dar în afară de nectarie parcă mai una veche, unde? Adică prima dată o vizităm pe a veche. Ia uite Atena. O, da. O, la Atena, venim. La un moment dat, nu prea mai vrea, dar trebuie să venim. În depărtare se vede Atena. Am mai ajuns pe insulă, sincer, nici nu știu cum se numește, habar n-am. Mă voi uita când voi ajunge acasă pe hartă. Este o insulă plină de păuni. Nelocuită, deși aici este o plajă. Și o regată, noi am câștigat-o. Bineînțeles, am avut barca cea mai mare, cu velatura cea mai mare. Poate și de aia am câștigat-o. Acum ancorăm, facem o băiță. Nu știu dacă se vede, dar este o apă ca de cristal, turcoaz. Nici nu mai știu ce zi este, nu mai știu pe ce insulă sunt. Pur și simplu sunt rupt de cotidian. Dar nu mă deranjează deloc. A fost concediul perfect. Da. 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 Da.
Salutare, dragi pescari și iubitori de natură și de aventură. Ultima zi a aventurii noastre după 6 zile. În față este orășelul Perdis, sper să nu mă înșel, dar s-ar putea să mă înșel. Suntem tot pe o insulă, habar n-am cum îi zice. Se mișcă pământul cu noi, dar e o senzație super. Chiar vă recomand să faceți această încercare, să stați 7 zile pe un velier pe mare. În față este insula Moni. Este plină de păuni și de cerbi. În spatele ei este un golfuleț superb cu apă turcoaz, cum vezi numai în filme, unde ne-am și îmbăiat ieri. Loc de acostat. Totul este la superlativ, pur și simplu. Suntem triști că știm că plecăm acasă. Parcă n-am vrea. Parcă am vrea să mai stăm un picuț. Vă recomand cu mare încredere pentru cei care nu au rău de mare. Pentru cei care iubesc apa, marea, Grecia. Chiar vă recomand să încercați această aventură. Aici ne-am dat și cu ATV-urile, am urcat până la un templu. Este și o mănăstire. Prima mea aventură cu ATV-ul. Am învățat și ceva sailing. Voi mai încerca pe viitor cu siguranță așa ceva. Este superb să te duci în cameră și să vezi că geamurile de sus de la camera ta sunt de fapt sub apă. Pentru că se înclină ceva barca la sailing. Am avut noroc că am dat un search pe Google să văd ce oferte găsesc pentru o asemenea aventură. I-am găsit pe cei de la All Four Boats. Și nu regret nici măcar o secundă că am încercat așa ceva.
Salutare, dragi pescari și iubitori de natură și aventură. S-a încheiat și vacanța noastră pe Velier. A fost superb, a fost cea mai bună, cea mai frumoasă vacanță care am avut-o până acum. N-aș repeta oricând. Un echipaj care ne-am înțeles, parcă ne cunoșteam de o grămadă de ani. Am învățat și ce înseamnă a naviga pe vele, este superb. Am văzut și lucruri frumoase. De fapt, un lucru mai frumos ca altul, apă turcoaz, am făcut baie, chiar dacă este mai apa un pic rece, dar odată ce te obișnuiai cu ea, nu mai era o problemă. V-am zis, aș repeta această experiență oricând, chiar mă gândesc să o repet chiar în acest an. Grecia e frumoasă, insulele sunt și mai frumoase. Marea este superbă. Vânturile sunt prielnice. Am făcut și o regată pe care am câștigat-o. Echipajul nostru, bineînțeles că am fost mai multe bărci. Totul este la superlativ. E altceva, este altceva. Skipperul, ok. Cristi, skipperul, se vede că știe ce face. Și ne-a învățat și pe noi multe. Da, în 7 zile înveți destul de multe. Bineînțeles, nu ai experiența, aia vine cu timpul, dar baza o asimilezi. Ce să mai, nu am cuvinte, pur și simplu nu am cuvinte să spun cât de frumos a fost. Cuvintele-s de prisos, nu există superlative la așa ceva. Nu regret nicio secundă această ieșire. Va chiar să fac planuri să repet așa ceva. N-am filmat suficient, n-am filmat cât aș fi vrut, pentru că pur și simplu nu m-a lăsat ceea ce era în jurul meu. Parcă am vrut așa să țin cât mai multe pentru mine. Sper că v-a plăcut. Poate gândul să încercați, faceți-o, fraților. Faceți-o că e o experiență unică și e păcat să o ratați. Fiți vii!